făcute. Zic să le lăsăm așa momentan. Pun asta în log holder. Și ce avem noi nevoie? Uite că aici avem nevoie de un foc. Ca să fie la egalitate. Că vezi că am 4 pe partea asta și doar 3 pe partea asta, așa că vom mai face un foc aici. Găsim pietre la greu și sticuri. Alea sunt pietre pe care poți să le arunci. Așa. Bun, și vreau să fac fire de ăsta și aici la căsuțele astea mici. Cred că o să facem un singur per căsuță. Sau două la intrare la fiecare. Ar merge așa oare? Cred că mai degrabă două la intrare. Unul așa. Și unul așa. Bun. Bun, mai avem nevoie de sticuri, o grămadă și de pietre. Din fericire, astea le găsim ușor. Deci acum cum e vremea în The Forest, mie îmi place foarte mult. Eu nu știu, e o vreme perfectă, zici că poți să duci la plajă sau ceva. E foarte tare. Cred că sticuri avem destule, dar pietre mai avem nevoie câteva. O să facă noapte în curând. Asta e singura fază aiurea. Da, asta e, se face și noapte. Să fim bucuroși că jocul are un day-night cycle. Dar oricum majoritatea jocurilor survival au day-night cycle, că na, încearcă să fie cât mai realistice. Păi bine, trebuie să mă opresc un pic, să mă uit la chestia asta. Uitați-vă cât de superb e! Holy fuck, cât de fain e! Deci jocul ăsta arată incredibil. Ne uităm la un apus de soare. Și vezi cât de fain e când apune, se face așa beznă complet pentru o secundă și apoi apare luna. Și luna continuă să lumineze. E ca și cum ați fi la mare. Și vă uitați la... A, uite, am găsit un cap de canibal. Ia uite, bă, ce noroc. Stau cu canibalul ăsta aici și ne uităm la apusul de soare. E foarte realistic din punctul de vedere. Unde s-a dus soarele. Beznă total. Și acum aia... Pe partea cealaltă iese luna. Bun, hai să punem capul să ai canibal la FG-ul nostru de aici. Din păcate a început să plouă, așa că focurile o să cam dispară. Dăm noi drumul la brichetă. Da, focul ăsta aici. Așa, și mai avem nevoie de încă două focuri. În partea asta. Se vadă că e locuit, știi? Bine, nu e locuit de nimeni, da. Să creăm iluzia că ar fi locuit. Și că ar fi un sat adevărat aici. Pentru că la urmă urmei asta e ideea în The Forest. Să-ți faci o bază cât mai faină. Și bază eu mi-am făcut deja, adică n-aș mai avea ce să mai construiesc. Dar un sat, asta e ceva diferit. Ceva ce nu cred că au făcut foarte mulți până acum. Bază toată lumea și-a făcut în The Forest, dar sat nu prea am auzit pe cineva să-și facă. Mai băgăm puțin energie.
Bă, da. Chiar nu am ce-mi trebuie. Deci sunt foarte animale, sunt foarte multe animale aici, nu știu de ce. Da, asta e o piatră nouă pe care au băgat-o în patch-ul ăsta și poți să arunci cu ea în canibali sau în animale. Nu știu cât damage fac neapărat, dar nu te ajută la construit astea. Astea sunt doar pentru să te aperi. Hai să vedem ce am cules. Bun. Hai să băgăm noi focurile astea în funcțiune. Deși nu o să le folosesc momentan pentru că plouă. Bă, ce naiba mai am zis că am cules mult mai mult decât am zis aici. Îl dau jos pe ăsta că o să aibă sticks o grămadă. Aș vrea să mai vin niște canibali, să pot să le iau capetele, da. Momentan văd că nu se mai arată. Probabil s-a speriat de FG-ul ăla pe care l-am făcut deja. 6 capete mai avem nevoie. Ok, am crezut că mai am nevoie de... Da, de fapt am nevoie de pietre. E aiurea că acum sunt foarte multe pietre mici și nu mai sunt pietre mari așa de multe. Și să stai să le vânezi. Gather rocks, uite, încă 3. Da, trebuie să stai să le cauți, să le vâneze. E destul de enervant. Asta e o piatră mare. Ne ajunge oare? 3. Ok. Dăm drumul și aici. În cazul în care vin canibalii și vor să doarmă peste noapte, putem să-i primim, știi? Putem să-i ținem la baza noastră. Focul ăsta era băguit o secundă, zi? S-a aprins singur așa de nebun. Oricum, baza e faină, am și un houseboat. Cineva îmi sugera, zice, bă, Max, folosește houseboat-ul să te duci pe o insulă ceva. Într-adevăr, pot să fac chestia asta, dar hai să vă zic una și mai tare. Dacă folosesc houseboat-ul, știți că în apă sunt rechini. Rechinii te pot mușca prin lemn. E stupid, dar se întâmplă. Zicem că eu stau aici, da? Și merg cu barca și nu știu ce... Și mă mușcă rechinul prin lemn. Deci, direct prin asta. Și mor. Instant mort. Deci, da. Hai să salvăm. Hai să salvăm puțin. Să vedem că putem să mergem cu houseboat-ul. Și mi-a dat foc. Ok, am salvat. Măcar știu că în caz de ceva tot progresul îmi rămâne. Hai să ne urcăm în houseboat și să vedem că putem să mergem cu el. A, merge? Se scufundă? A, nu, merge. A, deci în funcție de în ce parte merg eu, în partea aia se duce și houseboat-ul. Dar ce tare e faza? Și pot să stau aici, zic că e... Vedeți rechinii? Îi vedeți acolo? Hai să vă arăt cum se moare. Bine, acum am salvat jocul, deci o să dăm load. Dar să vă arăt la ce mă refer, că te mușcă rechinii prin casă. Hai să vedeți. Aici eu stau în casă frumos, da? Stau fain frumos în casă, uite și rechinul.
Și uitați-l, l-ați văzut? Aproape m-am mușcat. Faza cu rechinii ăștia, că în momentul în care te mușcă, ești mort instant, n-ai cum să mai zici nimic, nu mai ai nicio șansă de supraviețuire. Se pare că nu, de data asta nu, dar citisem undeva că n-ai cum să faci chestia asta. Poate au reparat faza și poți să mergi cu Oswald. Deja sunt la o distanță foarte mare. Ia să văd cât de mult pot să mă duc încolo. Și holy shit, cât am mers cu Oswald-ul, ia uite unde sunt. Faza e că se cam scufundă. Adică plutește cât de cât, da. E destul de tare faza totuși că poți să mergi cu houseboat-ul să te plimbi așa. Să văd cât de tare poți să mă duc în larg. Nu știu dacă developerii au gândit chestia asta așa. Dar frate, aici chiar că nu te mai prinde niciun canibal. Deci niciodată. Holy shit! Oh-oh! Am răsturnat casa, oameni buni. Yep, am întors-o invers. Shit. Senzații tari cu Max. Fiți atenți. Răsturnăm casa. Și cum e faza asta pe bune acum? Vreau să văd cât de mult pot să mă duc în larg. Se răstoarnă. Ok, s-a răsturnat la loc. Bă, frate, nici nu se mai vede malul. Se răstoarnă din nou, shit. Să am grijă să nu cad din ea, că dacă am căzut, e nașpa. Cât de mult pot să mă duc în partea aia? Asta e finalul. Da, nu mai merge mai mult de atât, ia. Nu merge mai mult de atât, ăsta e maximul. Notăm puțin. Cât de tare e faza asta? Hai să ne întoarcem înapoi. Hai, toată viteza înainte, capitanul Max. Îi dă drumul. Asta așa, băgăm un pic de muzică, nu putem să, capitanul Max nu poate să conducă barca fără muzică. Și acum, ia uite și viteza am, cred că și zboară. Mă amuză că mi-a din stamina mie. Adică ca și cum aș... Adică da, într-adevăr, am o forță incredibilă de împing toată barca asta dinăuntru și ea merge cu viteză mare. Cum ar fi asta în viața reală? Hai să vedem dacă putem să ajungem înapoi cu barca. Dacă putem să ajungem înapoi, înseamnă că pot să folosesc barca să ajung și în alte zone ale insulei. Și folosim ca un mijloc de transport. Bă, stai așa că mă duc aiurea. Mi se tot învârte perspectiva și din cauza asta nu-mi dau seama în ce parte mă duc. Ok, mergem în direcția bună, cred. Da, uite că ne-am apropiat. Sper să nu mă muște vreun rechin pe aici, dar vom vedea. Am ajuns bine?
Da, da. Ok, mai mergem un pic și ajungem imediat. Am trecut și de rechini. Vezi că rechinii sunt numai acolo și după asta nu-i mai vezi mai încolo de... În larg nu-i mai vezi. Mai am energie foarte multă să împing barca. Deci nu cred că asta e o funcție pe care developerii au zis că da, băgăm posibilitatea să pilotezi barca. Nu cred că a fost ceva în mintea lor. Cu siguranță e un bug, dar e un bug destul de amuzant și fun. Deci tot ce trebuie să faceți dacă vreți să conduceți barca e să vă împingeți, dați shift să mergeți rapid și vă împingeți într-o parte a bărcii și ea merge. Este că am parcat-o în altă parte. Poți să mai aud de aici oare? Având în vedere că nu mai e papă. What the fuck, nu-mi zic că merge și pe pământ. Merge și pe pământ asta? Ia stai așa. Frate, asta merge și pe pământ. Poți să o duci unde vrei tu. What the fuck, poți să mergi cu casa asta pe a... Bă, frate, asta merge și pe pământ. Și poți să mergi cu ea... Da, poți să mergi cu ea pe pământ, la fel cum mergi pe apă. Ok, deci asta e... vehicul acum, da? Deci asta e o mașină pentru noi acum. Ok, asta e cea mai stupidă fază pe care am văzut-o. Hai să parcăm așa într-o parte. Și o punem și pe aici, știi, ca să nu mai fie la apă neapărat. Punem aici și când avem nevoie de ea, o vom folosi de aici. Uite așa. Perfect. A, ce părere aveți? Eu zic că arată destul de bine. Mai bine decât să o las pe apă, cred eu. Mai am vreun cap ceva? Nu mai am. Hai să mai băgăm niște armură. Bun, așa. Și hai să deschidem niște valize. Să ne găsim niște snack-uri de mâncat. Caracterul meu n-a mai mâncat de foarte mult timp. Dar zic că nu e nicio problemă dacă nu mănânci. Nu ți se întâmplă absolut nimic, dar... Hai să mâncăm ceva totuși dacă găsim. Un snack. A, uite că am găsit două snack-uri. Hai să mai găsim încă unul. Și cred că vom finaliza în curând partea de sus. Iar în episoadele următoare cred că voi mai face încă câteva de astea. Pe aici, dar alte modele, nu așa mici, probabil un pic mai mari le voi face, știi, ca să nu fie toate aceleași chestii. Dar până acum vreau să zic că îmi place destul de mult. Avem un watchtower, avem două căsuțe mici, avem casa principală și avem casa pe apă care, bine, e vehicul acum mai nou. Dar în total mie îmi place cum a ieșit toată chestia asta. Nu știu, lăsați-mi și voi comentarii, spuneți-mi ce idei mai aveți pentru satul nostru. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!